Bună, bine v-am regăsit, îmi pare bine să fiu din nou împreună cu voi. Care este programul de astăzi? În prima parte vom discuta despre dorință, iar în a doua parte vă voi prezenta câteva produse luate din second hand. După cum ați observat, am început să postez câte două vloguri pe săptămână. De obicei, ele apar vinerea și luna sau marțea. Dacă aveți sugestii și dacă vreți să abordez anumite subiecte, eu sunt deschisă. Și îmi pare bine dacă comentați și dacă îmi spuneți părerea voastră. Un feedback e binevenit tot timpul și mi-ar părea bine să știu dacă vă place, dacă nu vă place, ce subiecte ați vrea să mai dezbatem. După cum ați observat, vlogurile mele sunt o parte din provincie și o parte sunt făcute în București. Dorința are o mare importanță în atingerea obiectivelor noastre. Dacă nu avem o dorință puternică, ele nu se materializează. În trecut, oamenii de succes au avut dorințe aprinse și proiectul lor, obiectivul lor a luat naștere datorită acestora. De exemplu, Thomas Edison a avut un vis să facă o lampă conectată la curentul electric și a avut o mulțime de eșecuri și de încercări până când a reușit să-și materializeze visul. Napoleon Hill a scris mai multe cărți în care a abordat și problema dorinței. El a spus că majoritatea oamenilor care au reușit în viață au avut o dorință arzătoare. Și el a dezvoltat câțiva pași pe care trebuie să-i urmezi ca să îți îndeplinești scopul și să ți se materializeze dorințele. Care sunt acești pași? Unul dintre ei, să stabiliți mental cu exactitate ceea ce vă doriți. Dorința trebuie să capete intensitatea unei obsesii. Trebuie să o aveți în minte tot timpul, să vă gândiți la ea și să vă treziți și să vă culcați cu această dorință în minte. De asemenea, să fiți convinși că veți reuși. Nu vă gândiți că s-ar putea obține, nu s-ar putea să încerc, să nu încerc, deci să fiți convinși tot timpul că această dorință se va împlini. De asemenea, să întocmiți un plan pentru obținerea dorinței. Să scrieți pe hârtie exact ce vă doriți, cu amănunte. De asemenea, să scrieți pe hârtie modalitatea prin care vreți să obțineți ceea ce vă doriți. Stabiliți energia, cantitatea de muncă pe care vreți să o dați în schimb pentru a obține ce doriți. Știți și voi că întâi trebuie să plantați semințe și după aceea să culegeți recolta. Deci tot timpul trebuie să fie un schimb, adică dai ceva în schimb și primești ceva înapoi. De asemenea, stabiliți un termen limită. Vreau chestia asta până la termenul respectiv.
și citiți ce ați scris pe hârtie de 2 ori pe zi, și dimineața și seara. Odată ce a stabilit planul pe care trebuie să-l urmați, nu lăsați pe nimeni să vă abată din drum. De asemenea, urmați-vă visul fără să vă pese de comentariile celorlalți și de părerile lor contrare. Chiar dacă vă confruntați cu eșecuri temporare, ele vor fi urmate de succese echivalente. Condiția pentru tot ce am spus până acum este ca dorința voastră să fie foarte mare, să fie puternică, să fie arzătoare, deoarece va naște în voi puteri nebănuite. Veți putea să obțineți ceea ce nu ați visat dacă aveți o dorință foarte puternică. Eu vă doresc ca toate dorințele voastre să vi se împlinească, să fiți fericiți, sănătoși și împliniți. Următoarea parte este despre haine. V-am spus că eu o perioadă stau în provincie și o perioadă în București. Mă refer la durata unei luni. Și când stau în provincie, mai colind pe la second hand-uri și mai găsesc unele produse care sunt drăguțe și care îmi plac. Voi începe această selecție cu o pereche de pantaloni care mi-au plăcut din cauza că sunt subțiri așa, e un material subțire. Și sunt mai largi, gen fustă pantaloni. Au niște cute aici sus, au și buzunare. Sunt negri, au fermoar în față și sunt legeri, așa, pentru vară, pentru căldurile, mai ales care sunt în București. Bine, și aici sunt călduri. Așa, mai ales după ora prânzului, sunt foarte buni pentru că sunt răcoroși, așa, este materialul subțire, respirabil și merg cu un tricou, cu o cămașă, cu o bluză fără mânecă sau cu mâneci scurte. Următoarea piesă este o rochiță. Este o rochiță dreaptă care este sub genunchi, cam la jumătatea gambei, cred. Este cu fermoar în spate. Urmărește linia corpului, este de culoare bleu, nu știu cum se vede la voi acolo, deci un albastru deschis și cu floricele bej, cu floricele mai mari bej. Este dintr-un bumbac, așa ce să spun, și are pe dedesubt jupă. Și cred că este răcoroasă. Este fără mânecă. Mi-a plăcut deoarece este o culoare luminoasă, așa deschisă, de vară. Și mi-a plăcut și faptul că este dreaptă, așa pe lângă corp. Mie mi se pare că îmi stă mai bine cu rochile care sunt mai drepte și strâmte, nu neapărat largi. Următoarea este o rochiță care cred că merge mai mult la mare sau mai mult pentru poze, deoarece este mai scurtă și este dintr-un material un pic lucios. Cred că este satin.
aceasta este. După cum vedeți, are un volan amplu sus, este pe un număr, așa, are un număr gol și un număr acoperit. Are un volan dublu și are la marginea volanului un material dintr-o culoare contrastantă, negru, neagră. Și este aici pe elastic volanul. În talie este de asemenea pe elastic. Ea este mai scurtă, după cum v-am spus. Cred că vine la jumătatea genunchiului, nici nu, deasupra genunchiului, nici nu am probat-o când am luat-o. Și pe dedesubt are o jupă care este agățată în doi nasturi, un nasture în dreapta și unul în stânga. Jupa este din ceva din bumbac cu elastan și de asta v-am spus că mai mult pentru poze și pentru dus undeva la mare, deoarece este scurtă. Următoarea este tot o rochiță. O rochiță din voal. După cum vedeți, este albastră cu floricele de câmp. Sau, mă rog, floricele albastre, roșii, galbene. Aici sus are două volane. Și este cu. Oh, aici s-a desprins breteaua. Deci are bretele foarte subțiri, dați? Care se încrucișează în spate și în spate are un pic de elastic. Mi-a plăcut că este colorat așa, este un albastru frumos și înflorată, romantică de vară. Nu știu mărimea, cred că este sub genunchi. Da? Și are și jupă în aceeași culoare albastră. Și am zis că merge de vară, este un material drăguț, subțire, este elegant, merge și cu niște sandale mai sport, cu talpă joasă și cu unele cu toc mai înalt, depinde în ce ocazii o folosești. Și următoarea este tot o rochiță. Este o rochiță albă. Mie mi-a plăcut deoarece este din bumbac și are niște. Are o broderie. O broderie spartă. Nu știu dacă se vede la voi acolo. Este fără bretele. Are aici un elastic care se, un fel de elastic care se lipește. În spate este cu fermoar. Are un cordon lat care se leagă în talie. Este la bie, un bie strâmt. Și aici jos are un adaos de material ca un volan, dar nu este
volan. Mi-a plăcut că este brodată așa și este romantică, drăguță. Și de vară este foarte bună, mai ales culoarea respectivă. Albul este bun pentru călduri, pentru atunci când este soarele foarte puternic. Acestea au fost produsele care am vrut să vi le prezint astăzi. Ele au fost luate din second hand. După cum ați văzut, a fost o selecție drăguță. Acestea fiind zise, am terminat subiectele de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici, că ați avut răbdare. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like, puteți să vă abonați și să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!